Poliția română a întreprins demersuri pentru îmbunătățirea capacității instituționale de prevenire, descoperire și investigare a faptelor antisociale cu mobil discriminatoriu. O parte importantă dintre eforturile instituționale de a asigura aceste obiective s-a realizat în cadrul proiectului Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele îndreptate împotriva comunităților rome și asigurarea unui standard înalt de calitate al serviciului polițienesc. PDP3, finanțat prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021. Numele meu este Gelu Duminica. Sunt profesor și doctor în sociologie. Îmi aduc aminte cum în copilărie eram ținta discriminărilor pentru că sunt de etnia romă. La sfârșitul clasei a patra, pentru sărbarea de sfârșit de an, am avut ambiția să susțin de unul singur un recital la violoncel. Cu toate că mă pregătisem foarte mult pentru acest eveniment. Aveam emoții și mă așteptam să fiu din nou agresat. Unii copii au încercat din răsputeri să-mi strice momentul, însă recitalul meu a fost de mare succes. La final, în mulțimea de aplauze venite din toate părțile, pe acea mică scenă, am înțeles ceva foarte important. De fapt, nu cei discriminați sunt o minoritate, ci doar cei care discriminează. Stă în puterea noastră să nu dăm curs instigărilor la ură rasială sau la discriminare. Stă în puterea noastră să descurajăm ura. Astfel, în perioada iunie-iulie 2024, Inspectoratul General al Poliției Române desfășoară o campanie națională de informare pentru prevenirea infracțiunilor motivate de ură, pentru a facilita diseminarea mesajelor împotriva infracțiunilor motivate de ură, în special împotriva minorității rome. În cadrul campaniei au fost realizate un spot video, un radio, un afiș, precum și mai multe postări în social media, toate având ca principală temă combaterea discriminării. Mesajul acestor materiale este acela de a crește gradul de conștientizare a populației la nivel național în domeniul infracțiunilor motivate de ură, precum și promovarea unei culturi a toleranței în societate, sloganul campaniei fiind „Stă în puterea noastră să descurajăm ura”. În cadrul proiectului Acțiune integrată pentru combaterea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu, în special cele îndreptate împotriva comunităților rome și asigurarea unui standard înalt de calitate al serviciului polițienesc, PDP3, un interes deosebit a fost acordat dezvoltării capacităților de investigare atât ale structurii centrale specializate în investigarea infracțiunilor motivate de ură sau prejudecată, cât și ale ofițerilor de poliție cu atribuții similare, de la nivelul județelor sau subunităților de poliție din municipiul București. Principalele activități din cadrul proiectului au fost înființarea unei unități specializate în investigarea infracțiunilor cu mobil discriminatoriu la nivelul Direcției de Investigații Criminale, identificarea și implementarea de politici publice și standarde internaționale în ce privește prevenirea și combaterea infracțiunilor și discursurilor cu mobil discriminatoriu, precum și un transfer de expertiză pe tema combaterii infracțiunilor cu mobil discriminatoriu în arii specializate. Totodată, printre principalele activități s-au numărat și informarea, educarea și creșterea gradului de conștientizare a publicului în privința infracțiunilor și discursului cu mobil discriminatoriu, un schimb de bune practici pentru prevenirea și controlarea fenomenului infracțiunilor cu mobil discriminatoriu și un studiu privind relația comunitate-poliție și victimizare. Bugetul proiectului a fost de 2.829.529 de euro, dintre care 2.400.000 de euro finanțare nerambursabilă, reprezentând 85%, și 423.529 de euro contribuție națională, respectiv 15%.